Câțiva localnici de pe strada Pădurarilor au solicitat în scris primăriei Baia Mare asfaltarea drumului. Ei spun că anii trecuți s-a lucrat la canalizare și că strada a rămas neasfaltată pe o porțiune care creează probleme atât pietonilor cât și circulației auto. Oamenii mai semnalează că atunci când plouă, drumul devine impracticabil, iar apa inundă proprietățile cetățenilor din acea zonă. Nemulțumirea mea este și a vecinilor mei, fiindcă apa de la cimitir, când plouă și când se topește zăpada, ne intră în curs și în căs. Și nu se poate circula pe stradă numai cu cizme. Ioan Libotean spune că a depus anual petiții din 2008 și până acum, dar din păcate oamenii care și-au pus semnăturile pe aceste solicitări s-au ales doar cu promisiuni. Pentru a fi sigur că anul acesta se vor aloca bani pentru rezolvarea problemei de pe strada Pădurarilor, Ioan Libotean s-a deplasat din nou la primărie și, nemulțumit de răspunsul primit, a venit la sediul Teleplus să spună oful cu speranța că astfel autoritățile vor acorda o mai mare atenție acestei petiții. Am fost de multe ori, din 2008, în audiență la domnii primari și nu ne-au promis, dar de realizat nu s-a realizat nimic. Chiar azi am fost să mă înscriu în audiență și mi-a spus doamna de la înregistrare, fiindcă nu se țin audiență, fiindcă nu au primar încă care să fie în funcție, să ne rezolve problemele. Reprezentanții primăriei Baia Mare spun că sunt înregistrate foarte multe astfel de solicitări și că prioritate au cele care vizează un număr cât mai mare de beneficiari. Totuși dau asigurări că problemele vor fi rezolvate în funcție de bugetul care urmează să fie aprobat.